Româna, o frățioare. Fără pupat, fără pupat. De ce nu pupat? Ce cu el? Da, mă, cu bărbații mai ești. Bărbații cu pupatul mai ești. Stați lângă Andreea Marin, vă rog frumos. Hai să eu? Mulțumesc. Să ne așezăm. Dar cum a sunat asta, Nicolae și Andreea Marin. Ce vrei, mă? Păi, Nicolae, deci nu știu dacă... Cine, mă, dar nu-i adevărat? Cine mai ceamă ăsta? Nu-l cheamă Andreea Marin? Tu nu ziceai Nicolae sau Brancu, nu mai știu cine. A, uite, mă, roșu, gata, dă-te în partea asta. Roșu, galben și albastru, uite așa. Uite-mă cum urlă patriotismul. Ce acop asta e? Naționaliștii, mai ales Bela. Nicolae, mânca la arătată. Eu, prezent, subsemnatul. Ce? Ti rog. Tată, grijuliu, dacă ați vedea ce privire aruncă și protectoare și plină de dragoste. Iar ea la 16 ani, cred că numai asta nu-și dorește. Îți place că te iubește taică-tu? Normal. Îți convine, a? Da. Știi că sunt fete care zic, hai mă, tati, nu mai faci așa de față cu lumea. Tati, nu știu că faci așa la fel. Face, nu? Uneori, da, uneori fac și așa. Uneori mai mereu. În ultima perioadă, da. Când era mai puștoaică și el. Mai micuță? Nu, nu scăpam. Când mâine stare doar cu mine, bine asta cu dormitul, parcă așa... Stăm puțin, de ce? Păi tu... Ce are, mai tai că tu? Care-i problema? Bine, hai să vă nu știi, spunem, o arde pe modul, hai să ne uităm pe YouTube, știi? Ne uităm că la ea, nu știu ce film a văzut ea cu vampiri și nu mai poate să doarmă noaptea aia. Și mă cheamă pe mine să hai să ne uităm pe YouTube la ceva, să facem ceva, activitatea amândoi, știi, când pe ea somn. Și are dreptate. Are dreptate, că așa se face bondul. Ea acum are vârsta pe care o aveai tu când ai cunoscut-o pe mama ei. Exact, bă, dar cum de ți-ai dat seama, bă, băiatul? Băi, dar le știm și noi, doamne. Ești deștept, mă. Dar stau și mă întreb dacă în momentul ăsta ar veni ea cu un băiat de vârstă apropiată și ți-ar spune, tati, cam ăsta e. Ești pregătit. Cam asta ar fi, a? L-am cunoscut conic al meu, da. Băi, vrei să știu răspuns, bănuiesc, de-aia ai lansat. Ai lansat-o. Da, așa am fi vrut. Să creăm un suspans. Așa, hai să mă gândesc eu, să-mi adun gândurile. Până să crească, până să o văd că s-a făcut cât mine, da? Până să-mi dau seama de ce se întâmplă, aveam faza aia, știi, că o să-mi iau ganul, o să-mi iau... Da, toți stații zic asta. Bă, dar când te vezi în fața faptului împlinit, parcă nu mai e așa nasolă treaba, știi ce zic? Te-ai văzut deja? Băi, m-am văzut, nu acum, acum un an. Când a fost prima oară? De cât mi-a plăcut de cineva, dar n-am niciodată iubit. Bă, tu, voi știați că sunteți prieteni, asta era faza. Da? Mă rog. Hai mă, că am trecut toți pe acolo. Nu, eu n-am avut... Iubit era prietenul tău, era prietenul, dar nu iubit, am zis tu. Nu, deci n-am avut iubit, nu. Prietenul e... Până acum n-ai avut iubit? Păi la vârsta asta, prietenul. Nu, adică eu niciodată nu m-am plăcut cu nimeni, ca să zic, aia înseamnă, când ai un iubit... Te pup cu el? Da, deci niciodată. Nu te-ai pupat cu nimeni? Nu. Alo, ce facem? Ce bine, facem? Mulțumesc frumos. Bine facem. Adică bravo, asta bravo. Felicitări, bravo. Felicitări. Bravo. Bravo. Mai un pic și faci ni 30 și până la 25. Da. Păi ce vrei, mă? Să-și trăiască copilul viața. Da, mă, să-și trăiască, a spus eu ceva, ia uite. Deci ești nepupată? Da. Foarte rău. Bine, foarte bine. Lasă că pupăta. Nu e nepupată, mă, ce? Da. Zi, revenim. Deci, când vine... Băi, când vine, numai... Opa. Vezi că deja a venit ceva, dar trebuie să fac ceva la Suceava. Trebuie să pun eveniment. Nu. La Suceava? Indicii. Ce se întâmplă la Suceava? Ce se întâmplă la Suceava? S-ar putea să ai tu concert la Suceava. Da, s-ar putea să faci un eveniment curând. Da. Deci am dat-o ca la Ploiești, întoarsă. Da, să revenim, totuși. N-aș fi împotrivă, dacă asta vrei să știi. Să fie bucovinean. Nu, mă, nu. N-aș fi împotrivă unei relații prea... Stai, mă, că e prea devreme. Dacă puțin, pleacă de acasă. Unde? Pe ce trebuie să pleci de acasă? Se frică la el. Da. Nu. Acum? La vârsta asta? Poți să știi. La Suceava, nu, de exemplu. S-a mai văzut. La Suceava, da. La zăpadă, da. Ba, să știi că eu sunt foarte curios cum te comporți, când reacționezi, când ea povestește de cineva băiet. Pentru că eu am și eu fetiță. Și cum reacționezi când... Acum comporți? În emisiune sau acasă? Acasă. De obicei. Băi, ea de obicei, povestește în primul rând cu mama, da? Eu sunt ultimul care află socotelile de genul ăsta. Ceea ce mi se pare normal, da. După ce s-a stabilit că e cât de cât ok socoteala, ajunge și la urechea mea ceva.
Și ce zici de treaba asta? Eram foarte extra mega nervos, mi-am prins degetul în ușa mașinii, dacă n-am închis-o, s-a învinețit. Și am întrebat, dar ce părere ai de băiatul ăsta? Tu oricum erai cu capsa pusă. Eram cu una îngheață, e nebun, eram cu una îngheață. Și m-am gândit oare să-i zic sau nu, că acum că e nervos, cred că o să zică că nu-i ok. Puteai să-i zici mai încolo, trebuia să-i zici a doua zi. Zic, ți-ai găsit momentul potrivit. Oricum n-a fost un răspuns negativ, adică a fost... Dar trebuie să-ți fac un instructaj, există un ghid al taților. La modul că nu trebuie să îmi dau eu acordul în privința... Era vorba de înfățișarea lui. Tale. Da, adică... Eu nu trebuie dacă îi se pare drăguț sau nu. Atât păi și nu trebuie să mi se pare mie drăguț. E tatuat? Nu. Are geacă de piele cu ținte? Nu, nu e genul ăla de băiat. Are părul lung? Are breton. Oarecum. Are breton? Trebuia să întrebi alt cântăresc dacă îi place ăla cu bretonul, zic sincer. Nu știu despre ce vorbiți. Lucruri de oameni mari. Okay. O să le înțelegi când o să fie mai târziu. La vârsta noastră. Da, mă, n-am nimic, dacă asta vreți să știți, nu. Având în vedere faptul că și eu am avut o relație la o vârstă foarte fragedă. Tocmai, da? De-aia te adică nu mi se pare, adică, cum ar fi asta? Cum ar fi? Băi, tu nu cumva până la 30 de ani să nu știu ce, cum, adică mi se pare... E un tată care o lasă să facă absolut orice, de exemplu, să-și facă tatuaj. Oh, ce ai tatuaj, ești copt, ce ai? Dar de ce nu o lasă să-și facă tatuaj pe bune, dacă vrea să-și facă un tatuaj? Am înțeles că nu o lași. Cine a zis? Așa m-am auzit. Îmi predai legătura cu credere? 20, vă rog. Mănec, până la 18 ani... Că eu am zis-o din așa. Sufletul. Aia. Că nu mai e nici vezi de mult. Vezi tu pielea aia a ta? Nu aia. E a ta, bre? Aia. E a mea. De la 18 ani faci borș cu ea. Până atunci, orice pui pe ea, orice bagi în... Trebuie să fie cu acordul meu. Oricum am să dat. Ia vezi în fișie, n-am spus ceva asemănător? Ai spus ceva asemănător, nu? Unul la unul, da. Deci eu așa gândesc. Și eu. Până la 18 ani, eu sunt stăpân. Da, după stăpânie mult spus și prost, dar... Între ghilimele. Pentru că știm cu toții că la 18 ani o să-i pare rău că l-a făcut și tot la noi vin. Exact. Uite, mami, de ce m-ai lăsat să fac asta? Pentru că eu am făcut și așa, hai să facem cum zici tu. După care a venit la mine. De ce m-ai lăsat, mă, că tu erai mai matură decât mine? Deci tot pe tine a căzut. Tot pe mine a căzut. Nu-i normal? Ok, da, bun, nu sunt contra, dar exact cum spunea și Teo, există o vârstă la care ea și poate... Se face orice. Face borș, da? Cum zicem noi în cartier. Și atunci a fost, mi se pare, propunerea asta, m-a întrebat de cum, când? Anul ăsta? Anul ăsta, parcă nu? Da, am întrebat că pot să-mi fac tatuaj. Da, după aia m-am răzgândit. Vezi? Deci nici n-a fost nevoie să duc o muncă de lămurire, pentru că s-a răzgândit foarte rapid, singură. După ce ai zis tu, nu? Nu. Chiar n-am zis nu. Dar mama e la fel ca tine? Adică mama e... Puțin. Mama nu e de acord să fac tatuaj, pentru că ce, că o să devină obsesie. Eu vreau să fac unul micuț și a zis, nu, Andreea, că după aia o să vrei să-ți faci la mea. Faci încă unul și na. Eu sunt curios, care e secretul vostru? Vă știu de câți ani sunteți împreună tu cu nevastă? Bă, anul ăsta am făcut 28 de ani de când suntem împreună. Wow, mulți înainte. Mulțumesc, înainte, la fel. Dar n-ați avut probleme niciodată, nu știu, nu v-am văzut să vă certați, nu v-am văzut să... Nu ne-ai prins, dacă ne certăm. Mai ales când tu plecai, când tu plecai în turnee, gagici chestia, ce zice? Nu există relație, pară certul. Ai găsit să mă întrebi cu Andreea, Andreea. Ai și tu dreptate. Uitați-vă la Mihai. Nu ce făceai? Nu te întrebăm, că știm ce făceai. Cum să te întreb ce făceai? Că eu eram cu tine. Adică eram acolo, asta zic. Cine mi-a făcut mie rost de tine, Mihai? Da, eu mă gândeam, și presupun că și Mihai se gândea, exact. La momentele în care tu deja erai în cloud number 9, toate femeile aruncau cu ursuleți de puși. Eu am mai spus treaba asta. Și soția? Da, și soția era susținătoarea proiectului și, în primul rând, artistului Nick. Da. Pentru că știa despre ce fel de om este vorba, cunoștea caracterul meu și chiar dacă au fost chestii sau discuții sau certuri, pentru că nu există nicio relație fără certuri, cine spune treaba asta niciodată. Mănâncă borș, că tot vorbeam mai devreme, da? Important este să știi să treci, să depășești momentul și să înțelegi că orice problemă are o rezolvare. Nu există nimic fără să se rezolve dacă se discută și se comunică. Nick e pe piața asta de ani de rând, un tată foarte bun și un artist pe care îl știm cu toții, nu-l mai comentăm. La rândul lui Puia e cam în aceeași situație. Postura de tată al lui Puia, imediat.
O să vă mire, dar noi ne-am înmulțit. Am folosit pauza asta ca să o strecurăm lângă noi și pe Bibi. Bine ai venit. Mulțumesc frumos, bine v-am găsit. Eram în mijlocul unei conversații din asta despre tată și fiică și relația dintre, cei oricum, doi. Oricum, Nic și Andreea au o relație foarte frumoasă, tată-fică. E ceva de apreciat. S-a întâmplat vreodată ca oamenii să creadă că nu e vorba despre o relație tată-fică? Ați fost confundați? De mai multe ori. Ei! De mai multe ori, chiar și de anumiți colegi de brezlă, să zic așa, da. Da. Care mă acuzau că mi-am întinerit partenera. Și aveau dreptate, dacă nu știau. Da, și tata și-a luat-o. Da. Mama a primit un telefon de la o cucoană care a spus că tata e cu o tinerică și mama, femeie deșteaptă, a început să ceară detalii. Și a dat seama că practic eram eu. Ar râs o săptămână. Da, mi s-a întâmplat asta chiar pe culoarele canal de da? Aici. Mi s-a întâmplat, da. Mi s-a întâmplat în mall, mi s-a întâmplat în marketuri. Urmează să mi se mai întâmple în club. Deocamdată... Ați fost împreună în club? Bă, am fost într-un pub, că am avut un show într-un pub de genul. Club propriu-zis... Nu era chiar club, știi? Dar îți place mediul ăsta? Da. Îți place, nu? Da. Te gândești la asta sau preferi altceva? Gen mediul... Mediul de... Artistic. Da. Dar ideea e că mi-e place și mediul din fața reflectoarelor și din spate. Adică îmi place să și editez, vreau să fiu editor de filme, să creez filme sau să fac machiaje, cum se numește tata? Machiaj de film. Dar totuși vreau să fiu și în fața reflectoarelor, adică să cânt, să dansez, pentru că ador să dansez, îmi place să cânt și să fac poze. Și vreau să fiu și fotomodel. Deci am prea multe oportunități. Ai foarte multe oportunități și foarte multe dorințe. Bibi, ești într-un proiect cu Nic? Un proiect tare frumos, o piesă cunoscută de toată România. E un hit foarte, foarte, foarte mare. L-am cântat, mi se pare, cu tine, l-am cântat un picuț. Vă spuneam că vă pregătesc o surpriză data trecută când am venit cu cealaltă piesă. Și acum, uite, suntem aici și mă bucur foarte mult. E onoare pentru mine să cânt piesa asta cu Nic. Și mă bucur că eu am fost vocea pe care a ales-o Nic să reinterpreteze faimoasa piesă. Eu am ales-o, da, dar ea este în așa piesă, este în așa colaborare. Colaborarea s-a întâmplat datorită Andrei. Ea a văzut frumos cu mine și... Păi hai să cântăm. Avem și Nașa aici, da? Dedicație specială de la Nașa Mare. Nașilor, vinilor, socrilor, cuscrilor și rugăm proiectul să meargă pe scenă. Vă mulțumim tare mult pentru tot. Și noi. Ție, scumpa mea, mult succes în toate. Tu rămâi acolo dacă nu cânti. Aici Let's enjoy.